Un bursuc înfometat s-ar afla la originea descoperirii celui mai mare tezaur de monede romane scos la iveală până acum de către arheologii din nordul Spaniei. Comora a fost descoperită în apropierea vizuinii unui animal în municipalitatea Grado. Se crede că animalul a dezgropat comoara în timp ce căuta cu disperare hrană iarna trecută. Ninsori abundente căzuseră în regiune anul trecut, aduse de furtuna Filomena. În încercarea disperată de a găsi hrană, animalul despre care cercetătorii cred că ar putea fi un bursuc a scurmat într-o mică că deschizătura aflată lângă vizuina sa însă nu a găsit niciun folos pentru monedele vechi dezgropate și a abandonat o parte dintre acestea în fața vizuinii. Cele 209 monede au fost descoperite apoi de către doi arheologi, atunci când au mers să viziteze peștera la Cuesta, împreună cu un locuitor din zonă, potrivit unui articol publicat recent într-o revistă de arheologie. Colecția de monede s-a dovedit a fi o descoperire excepțională. Monedele datând din secolele al III-lea și al V-lea după Hristos, se crede că monedele au fost bătute în în locații îndepărtate, precum Constantinopol, actualul Istanbul și Salonic, potrivit unuia dintre arheologi. Arheologii au adăugat că este vorba despre cel mai mare tezaur de monede romane descoperit până în prezent în nordul Spaniei.